Ce mesaj o să aveți pentru Igor Dodon după alegerile prezidențiale? Da, și mesaj. Eu și de pe acum pot să-i spun și până că o să aibă la penitenciarul 13 în alt loc condiții bune de trai. Nu le-a făcut Filat, pe timpul nu a făcut Plahotniuc, o să fac eu. O să aibă toate dosarele, toate judecățile vor fi transparente. O să fie probe, o să meargă la pușcărie, nu o să fie, dar probe o să fie. Începând cu piloții din Afganistan, deci eu nu o să merg pe 20 de aspecte. Sunt teme clare, unii Dodon trebuie să fie tras la răspundere. Dar Igor Dodon spune că îi așteaptă în cătușe pe Vladimir Plahotniuc și pe Ilan Șor în Republica Moldova. Of! Dumneavoastră îl credeți pe un om care a mâncat numai din culoace.